A trecut un an de zile de la articolul, de la vlog-ul anterior, septembrie 2021, îl găsiți la mine pe canal, căutați așa casa de vânzare Brașov Zoso și găsiți, o să pun și link în descriere și eram curios că, na, s-au întâmplat chestii imobiliare în oraș, eram curios de ofertele apărute, diferența de acum un an de zile și amicul ăsta care tot își caută și eu, bine, el își caută casă de vacanță în Brașov, dar în principiu cu aceleași specificații pe care le căutam și eu, adică minim două dormitoare, minim un loc de parcare, minim o curte de 200-300 de metri pătrați și am zis, bai, să mai dăm o tură să ne mai uităm. Și mai ales acum că fiind un picuț început de criză, au început să mai apară la vânzare, adică cel puțin la mine pe stradă am văzut două case noi și nu știu dacă sunt, nici nu știu, sunt 100 de case total. Deci dacă la 100 de case au apărut două noi în ultimele 2 luni, înseamnă că piața se mișcă și faza asta și cu ratele și cu salariile și cu inflația s-au întâmplat lucruri. Așadar, de sunt pe incognito, ca să vedeți, am pus aici la filtre preț între 70 și 200 de mii, suprafața n-am pus, am pus 3-4 camere, da? Asta pe, suntem pe imobiliare RLO, data publicării descrescător, rezervația naturală Lempeș, adică în câmp, se și vede, nici nu voi să dau click, se și vede că este în câmp, casa de vânzare pe calea București. Ia să vedem, 165 de mii, 180, deci nu are teren deloc, da? Încălzirea e așa, deci are și calorifer, are și șemineu. Oh, cum este ușa asta de termopan, asta trebuie probabil înlocuită, mobila veche, asta o să rămână probabil. Da, așa, asta e sufrageria oare? Dacă e șemineu aici și da, mai bagi o canapea, ce televizor mic, mai bagi o canapea mai și s-a cam terminat. Mă, poate au și mine peste tot. Asta e evacuarea de la baie. Asta e scara. Da, deci curtea este fix asta. Nu cred că se poate băga mașina. Dar se vede aici, ăsta albastru este gardul de tablă al vecinilor. Da, depinde foarte mult unde este, ca la București e mare. Așa, zona Stupin mă interesează, asta pare la porumb, ca să sosească pe calea București. Deci am impresia că e același lucru. Da, e aceeași casă. Deci asta este nouă apărută, nu știam, e făcută frumos așa, adică mi-e place cu lambriuri, cu lemn, cu mamă. Deci aici trebuie, când te ridici pe budă, trebuie să te ridici într-o parte ca să nu dai cu capul de chestia asta. Și pur și simplu era o debara pe care au făcut o baie și bucătăria este asta. Oare? Da, mă, termopane vechi, aici astea de aruncat, probabil că l-au scos ca să se mută. Oh, cum e? Bine, acum putem să facem o chestie, să căutăm, că dacă știm cum arată gardul și poarta, ne cam dăm seama și portocaliul ăsta. Deci cam asta e curtea. Vița trebuie ridicată, poarta trebuie refăcută, deci pe lângă 165.000, aici e 169, pardon, pe lângă 170.000 mai dați și încă vreo 20.000 renovare. Zonă liniștită, schei. Oh, ce de muncă. Și e lăsat așa. Am intrare pe aici, oare? Pe porticica asta care trebuie refăcută complet și să urc așa. Distractiv. Bine, hai că e steampunk, sau cum se numește chestia asta refăcută. Cameră, bucătărie. Cameră, baie, bucătărie, terasă. Da, ok. Extrem de dubios. Da, și vreau 180.000. Să-și ies sănătos. Mamă, e canapea asta roz. Cetății medievale. Așa, 124 pe 428 de metri lot. O bucătărie, două băi, patru camere. Asta arată cât de cât frumos așa, televizorul mic pus în colț. N-au avut unde să, adică cum te uiți la televizor? Da, trebuie reconfigurat. Ah, ok, aici în spate e dealul.
frumos, masă de zonă de luat masa, este bucătăria cu iar încă o masă, și aer condiționat, mă, nu, e hota, cred că aer condiționat mă speriase. Centrala pusă pe hol, nu arată rău, are potențial. Bine, asta e o poză generică, are, potențial are. Potențial are, cum ana, fiecare, cum arată baia asta dată jos toată, la cum arată. Și te arată, deci, mie asta îmi place, deci îți arată termopanele astea bășite de acum 20 de ani, să le vezi, să fii bucuros. Da? Foarte mișto. Și au pus chestia asta, de ce crezi că au pus chestia asta aici? Pentru că tot bătea ploaia în geab și curgea pe termopan. De-aia. Da. Ce să zic, la 156, depinde mult zona și accesul și așa mai departe. Asta e aceeași, cred? Nu, asta e o altă cameră, casă în schi, nu ne mai uităm. Casă singur în curte, de ce e pus în ghilimele singur în curte, nu știu, în zona semicentrală liniștită, la 190.000. Deci asta e o casă veche și vă uitați asta, vedeți și mobila și tot. Și nu, deci cu eu, mașina asta e pusă pe, uitați-vă aici, deci este pusă pe cărămiz, pentru că e picată și pe avețoasă și pe asta, și intre într-un hol, după care e direct într-o bucătărie, slash, da, n-am vrut să pună mai multe poze, că cine știe, adică se vede din poza asta cât de praf este. Da. Amplasată foarte bine. Și vrea 190.000. Oh, shit, 260.000. Și cineva foarte, foarte optimist cu 260 de metri pătrați, o baie și trei camere, da. Ăștia sunt așa, oameni simpatici. Casă în sâmpet nu ne interesează, stupin nu ne interesează. Casă mobilată, zona exterior nord, nu e în Brașov, zona drumul Poienii. Două proprietăți, intrări separate. Ia să vedem. Ok, sunt ceva etaj în vilă, renovată cu 30 de ani. Mobila foarte, foarte veche și n-ai baia asta, să nu uităm. Apartament în casă. Da, drăguț pentru niște tineri, pentru așa de, pentru luat și pentru făcut un Airbnb. N-ar fi nasol, mai ales la 102.000, pentru că o poți face frumos. Casă în triaj. Deci grătarul ăla n-a fost folosit dacă arată așa. Și a făcut, zici, mamă, ce balcon și balcon și terasă aici la etaj. Și pe aia și-au dat seama cât de impractică este și au lăsat o baltă, că așa fac toți. Și se încălzirea cu sobe. Foarte neplăcut. Măcar baia arată frumos. Da, aici e etajul. Zona pare liniștită. Da. Și vrea 108.000. Da, nu-i rău. La 108.000, dar n-are teren deloc. Da, deci de-aia nu se vinde. Trei camere, 180.000. Ia să vedem, în schei. Trei camere pe 400 de metri pătrați. Terasă frumos, încălzire cu lemne. Asta e aia, steampunk, am văzut-o, da. Asta nu este, e în câmp. Teren de 450 de metri pătrați, exterior nord, nici asta nu e în oraș. Nici asta nu e în oraș. Și pozele astea făcute așa, ia să vedem, se vede? Da, nu e în oraș. E, mă rog, n-ar fi o problemă că e casă înșiruită, dar este vai de vai de. Și 195.000. Asta nu e în oraș. Singur în curte, stupie în tablată, nu e în oraș. Zona tractorului, nu. Casa de vânzare în schei Brașovului. Și care din chestiile astea așa, uitați-vă în primul rând aici, de la, deci n-ai unde să parchezi pe stradă. 134.000, casă în schei. Care din monstruozitățile astea? Aoleo! Băi, am fost la un dat să văd o casă și uitați-vă, deci aici în spate este o stradă. Și ăștia spuneau că, domne, poți să-ți faci parcare fix aici. Și turnați dumneavoastră o de asta de beton. Și zic, cât ar fi? Câteva sute de lei, adică nu mult. Și zic, băi, vă sunteți nebun la cap. Și doi, de ce n-ați făcut voi asta? Și uitați-vă la fel, alt lucru. Și uitați-vă aici, câtă umezeală este. Că nu bate soarele, dar hai să vedem, hai să-i dăm o jumătate de șansă, ce să facem. Aha, deci în ghesuiala asta sunt case băgate una între alta și stat ca la... Deci asta e curtea omului.
Foarte frumos. Foarte frumos. Mobilă veche, sobă de teracotă, sta parfum beci, da, mă rog. Da, deci au făcut tot felul de improvizații de-astea cu urci pe la etaj, ieșei prin curte, Foarte, foarte neplăcut. Foarte neplăcut și la 135.000, na, să cumpăr doar la care ai nevoie. Proprietatea la casa cu grădină cu flori, zona rezidențială, 126.000. Ia să vedem. Suprafață 350 de metri pătrați. Ok, 3 camere, 2 băi. Ok, casă veche. Oh, ce înghesuială și ce, uite, asta e faza. Că având spațiu mic, trebuie să le arunci pe toate pe masă și n-ai nimic. N-ai spațiu de nimic. Asta, cum arată baia asta. Da, cad asta din anii, cred că 60, dacă nu mai devreme. Ah, ok, și înseamnă că sunt mai mulți în curte. Și curte comună, mai mulți în curte. Da, par a fi intrarea pe aici și sunt 20 de oameni în curte. Nu ne interesează. Stupini, stupini, nu, sala cavalului, nu, liziera, mea, liziera ar fi o idee, dar tot e departe triajul. Fânul lui stupin cu beci, mai departe. Stupini, Sunt Petru, cartierul Bartolomeu, zona Brădeturi, asta nu, patru camere stupini, stupini, liziera, investiție singură în curte. Ia să mai vedem. Ce ne oferă? Ce mică e bucătăria. Deci unde, da, ok, unde ți toate? Le țin partea asta altă. Mamă, cum sunt pereții. Uitați-vă, deci uitați-vă aici, în dreapta, lângă faptul că lustra asta e de acum 450 de ani, aici a fost, deci a curs acoperișul, probabil curge în continuare, și culoarea asta jegoasă, așa, și televizorul este antic, și în spate este un de ăsta de, da, deci mobila este antică, uitați-vă, mamă, cadrul ăsta, deci asta trebuie schimbate. Trebuie schimbat, trei dați jos tot, uitați-vă, tabloul la vechi cu patroane, e vai de vai de. Aici, uite, uitați-vă ce înghesuială este în rahatul ăsta de bai. Pentru că, na, n-au loc de nimic și trebuie să pună, ok, au și câine, super. Da, asta e curtea, da? Deci uitați-vă un picuț. Și vor 102, bine, aha, hai, 120 de mii, da? Ok, acum, sincer, la 120 de mii, 4 camere, 2 bucătării, se pot face minuni. Adică dacă mai aveți încă 20 de, nu, hai, încă 40 de mii ca să o faceți frumos cum vreți, dacă este într-o zonă bună, e o idee bună. Așa, casă mobilată în Ghimbav, nu, casă, zona, o lungă carieră, acolo, în zona aia, ia să vedem. Băi, am căutat acolo partea cu pădurea, dar nașpa. Ok, avem două intrări. E oare singur în curte? Licarum, casă individuală, zona Blumă, în strada lungă, cartier cu 3 camere, două bucătării, construcție una solidă de tip sosesc cu pereții groși. Este compartimentată într-un garsoniere și un apartament cu două camere. O, frumos! Deci e singur în curte, 140.000, terenul 319, da, ok, două bucătării, două băi, frumos. Da, crește copilul, practic stă, are intrare separată. Televizorul e și cu tub și foarte mic. O luce, mizerabil arată asta, nu putea să facă un dulapior acolo. Da. Și are, a, ok, dar de ce sunt trei, deci uitați-vă aici, sunt trei din astea de gaze. E o problemă aici, deci dacă ei zic că sunt singuri în curte și e compartimentat, de ce sunt trei contoare de gaze? E, ceva este, ceva se întâmplă acolo. Da, a, e aceeași chestie care am văzut-o mai devreme cu, da, era, el altă, nu e tot la 140.000. Lungă carieră și ăsta zicea că este unde? Singur, central, central, lungă carieră. Cam diferit. Da, din nou, depinde foarte mult unde este. Stupin nu ne interesează, stupin nu, au la universității în Blumăna. Ia să vedem. Ok, mare. Foarte frumoasă sfrageria, da? Dormitor drăguț, mare, nu, deci n-au avut bani de două din asta, la fel l-au lăsat pe ăsta lui tataie, inclusiv cu asta care a fost în armată și au mai luat un șifonier pe lângă. Da, combina muzicală cu două, cu dublu castofon pentru cunoscători. Ok, cam stupidă făcută asta așa. Mamă, ce, uitați-vă ce mică este și are și mașina de cursul singer pusă aici în stânga. Foarte, foarte iurea. Da.
Foarte mică. Foarte mică. Oh, shit. Deci, de ce mă mut la casă? Bine, mă mut la casă ca să fiu singur, dar... Și vrea 130.000. Da, e foarte mică curtea. Așa, stupin, nu, rulmentul, nu, fosta gara nouă, nu, asta e, ce știe ce mizerie este, triaj, nu, stupin, nu, casă de vacanță la 154.000, asta chiar ar putea să-i placă, frumos, nu, nu este pe aici intrarea, sper să nu fie pe aici intrarea, pentru că ar fi, mamă, deci curtea este asta. Fix asta e curtea. Oare? Ia să-mi uită. Curtea 86 de metri, nu. Suprafața 86 de metri pătrați, din care 81 e... Deci, sincer, sincer, am mari... Mamă, nu, deci dacă ai intrarea... Gândiți-vă la mobilă. Probabil că are, e poza proastă, dar probabil că are un metru făcut, dar... Na. E de văzut. E de văzut la 154.000, nu mai e de văzut, da, lăsați așa. Păstrați-o dumneavoastră, stupini. Ok, de casă trei camere pe de mijloc. Ia să vedem. Ok, o știu, este fix aici. Maps. Ia să vedem că o știu, fix o știu. Ăsta înregistrează în continuare, da. Mai trebuie să-i dau eu un moment dat. O amplificare lungă de mijloc, colț cu mori. Unde-i mori? Mori. Așa este aici. Deci este... Asta este. Fix asta este, pentru că vis-a-vis este asta, da? Deci îl vedeți de aici. Asta e. Da, și sunt două imobile. Ăsta și ăsta, ăsta e ăla de vânzare și ăsta este un altul și se închiriază la studenți. Se închiriază la studenți, deci sunt, e o chestie de asta, uitați-vă din nou, asta e curtea și sunt, mai știu dacă sunt trei încăperi, am impresia că sunt trei încăperi, deci trei intrări și sunt, deci uitați-vă așa, e o chestie de asta cu paturi multe, mă rog, am zis, stau studenți în ea și curtea este asta, fix cât o vedeți. Dar din nou, deci, ia să vedem, zic băieții, un se zare cam așa, aproape sala de mijloc, asta e însorită așa, deci nu e însorită deloc, dispune centrală termică, utilități separate, da. Nu zice că sunt două, sunt două spre 20 de persoane în curte, da. Casă demolabilă cu teren și panoramă. Dar ia să stați un pic, stați un pic. 150? Ah, ok, vreau 180. Da, vreau 180 acum niște luni. E bine că s-au mai îndreptat. Deci casa, deci la 73.000 cumpărați terenul, practic, care e 226 de metri pătrați. Acum, sincer, prețul e bun, că e schie, e frumos, dar tu faceți o casă frumoasă și trebuie să aveți unde parca mașinile care vin să construiască. Pentru că altfel, deci dacă nu are unde opri basculanta de 3,5 tone, dacă nu are acces în zonă, o să vă coste construcția dublu. Așa, casă, sediu de firmă. Băi, sunt foarte multe noi pe care nu le știu. Deci, nu, asta nu știu ce este. Care nu le știu. Eu mă apucasem de clipul ăsta cu ideea că o să, deci pe OLX, că am scris și OLX, sunt multe care sunt aceleași. Deci aceleași din de acum un an de zile. Da, asta este aici, ok, este lângă seriu chestia astea. Oamenii ăștia cu chestia asta albastră au cumpărat două case lângă și s-au dărâmat. Și casa asta e de vânzare, nu mai știu dacă e aceeași, mai una lângă la 180.000, dar avea ceva, la modul mi-a zis că are 6 camere sau 6 dormitoare și am zis, domnule, e prea mare pentru noi. Și nu era vorba de preț, ci bă, era, mă știu ceva, în genul 100 de metri pătrați pe nivel. Și zic, bă, zic, nu. Dar deci, uitați-vă, aici, în dreapta, unde e audio ăsta, mai erau încă două case, au cumpărat oamenii ăștia ca să-și facă parcare sau probabil că o să fie un rezidențial, nu știu. Și aici e trafic intens, dar pentru,
A, nu, e apartament. A, scuzați-mă. Nu. Deci apartamentul 130, dacă era la casa 130 de mii, era bună. Știi, pentru că ai vecinătatea ăstora unde e tot timpul, na, mișcare. Și uitați-vă cum se parchează. Dar așa, doar apartament, na, e mare preț. Brașov, zona Bartolomeu, 163 de mii. Trei camere, 330 de metri pătrați. Ok, arată frumos mobilata. Nu cred că e în zona de case. Da, din poză pare a fi undeva în Bartolomeu Sud, adică dincolo de Șină. Ceea ce e problematic dimineața. Așa, stupin, 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 nu interesează, stupin, schei. Mai v-am povestit, eu nu m-aș muta în schei decât dacă aș avea, adică dacă strada, aș putea circula pe stradă, să nu fie stradă de aia, să n-ai loc două mașini și să am loc de parcare în curte, ca altfel nu, și să bată soarele. Astea străi. Deci să fie stradă unde să nu, dacă vine o mașină, tu trebuie să fii nevoit să dai înapoi, să ai loc de parcare și să bată soarele. Am uitat aici cum e scara asta construită. Deci cobor de la etaj și cobor direct în living-ul, bucătărie, nu știu, bibelouri, sobe de taracotă. Cred că am mai văzut-o. Am mai văzut-o la alt preț. Da, am mai văzut-o pe asta. Da, da, da. Deci, uitați-vă, așa e bucătăria. Și vrea 115.000. Ok. Da, vrea 115.000, că e praf. Și da, faza e așa, dacă putea să facă ceva cu ea, o făceau ei, dar nu se poate și au zis că mai bine vindem. 171, cred că și pe asta am văzut-o mai devreme. Da, e aia cu tabla. 6 camere, zona Dârste, la 171.000. A, este aia cu, da, cu șemineul ăla. Stupini. Casă, centru civic, suprafață din 109. Oh, lău, băi, băi, nu pot să vă zic. Deci asta era 130.000. Asta era 130.000 și am vrut să o cumpăr. Pentru că, deci este într-o zonă de case înșiruite. Ia să vedem, zice unde, ca să nu vă zic eu fix unde este. Ia. Centru civic, așa, două străzi, casa principală, casa așa, proiectă, ai spus să așa, da. Deci, asta era în, e, știți unde este? Este la, ia să vedem. Este în spate la Piața Tractorului, știți, pe zona aia de, zona aia de case, de acolo, din spate, de la Piața Tractorului, fix acolo este. Unde vlai cu gării, pe aici undeva este, aici, fix aici, pe chestiile astea, deci sunt niște case înșiruite, arată foarte, foarte mișto și e drăguță, zona e drăguță și, deci uitați, așa sunt casele, nu mai știu exact unde este, dacă petrec un pic cu timp, deci cam așa e, foarte drăguță, dar și eu vreau 130.000 pe ea și am văzut acum din nou la 190, 199. Deci uitați-vă cum chestia asta, deci trebuie renovare completă. Televizor foarte mic, aici sper că e de la lumină, de la becul ăsta chior, nu e ca plouat înăuntru. Mobila vai de ea, s-au pus covoarele astea mizerabile, da. Wow. Asta trebuie dată toată jos. Da, da, la 199.000, sincer să fie sănătoși. Da, da. Deci la 130.000 mă gândeam, zic, bă, mai negociez că el un picuț și o lasă pe la 110. Că arăta la fel, să nu vă faceți idei că acum un an de zile sau 2 ani de zile arăta altfel, arăta la fel. Dar era, omul era dornic să vândă. Ok, deci asta e curtea, da? Mamă, cum arată? Deci, fiați-vă și uite, în loc să aprindă toate luminile, în loc să nu știu ce, au lăsat așa. Să ai impresia că e grotă. Fix grotă arată. Da, mai spart niște pereți, beciu pare uscat, ba nu, nu e uscat, așa, ia să vedem. Casă singură în curte, 4 camere, bucătărie, baie, beș cu bol, așa, 3 minute cu centru orașului, 3 minute, e lângă Kaufland. Acum, sincer, dacă mă duc un picuț cu bicla, cred că o găsesc. Te plimbi pe străzile aia de pe lângă Kaufland și o găsești, dacă vrei neapărat să o vezi, să fentezi agentul sau nu știu ce.
Da, mi-a impresia că este în zona aia. Vulcan. Vulcan, Avramiancu, da. Bun, asta, sincer, la 130.000, curtea mică. Curtea mică, dar potențial. Curtea mică, dar potențial. Adică dai jos totul până la cărămidă și pui din nou. Și aia este. Adică poți să faci o casă frumoasă. Sincer, la 130.000 e un preț bun. Așa, zona triaj. Nu, stupin, nu, schei, nu, schei, iar, din nou, aceeași chestie. Poți să, aici apare strada mai mare, poți să parchezi în față, poți, poate și eu. Asta e, îi spun, ăsta e garajul. Și ce poți să bag aici în afară de un golf? Cam nimic. Și să-l băgați cu grijă. Uite, dacă are și curte, da, ok, vrem. Mai dărâm, dar chiar, uite, aici, deci ăsta e garajul, mai dărâm aici un picuț și să faci un garaj sau o intrare normală. Da, frumos, și privește frumoasă spre munte, dar aici e un picuț de muncă. E frumos că s-au vopsit ramele astea la uși, dar ușile nu s-au vopsit, doar ramele. Ia uitați-vă aici pe dreapta. Infiltrații, bucurii. Deci are, încălzirea este electrică. Da, noroc că are, uite, monster truck pentru ăla micu. Sobe, curent și așa mai departe. Deci e o încălzire și nu merită 160.000, condiția în care ai 170 metri pătrați de teren. Da, Alexa, nu știu, poate cinește. Ia, uite, asta era 180.000. O știu pe asta, cu piesa care e și piscină. Băi, asta este mișto de luat. E mișto de luat pentru cine are o familie mare sau pentru cine are chestii, adică are și niște bani de băgat în ea, pentru că e praf. E praf. Toată verdeața asta și tot jegul ăsta pe aici e din cauza că nu bate soarele. Dar, suprafața mică de teren. Dar, din nou, e casă mare, pentru că are o familie mare, la 150, poate o lasă mai jos, s-o luați. Asta o știți, ați văzut-o și anul trecut, v-am arătat-o anul trecut, înregistrez în continuare, da? Da. V-am arătat-o anul trecut, este în, și tu, v-am arătat-o anul trecut, era 150.000, acum e 180. Same shit. Nici nu mai are rost să vă mai arăt. Da. Ia să vedem. Aici, asta o știți, dacă coborâți din Piața Unirii, este pe o stradă, încălzire cu sobe și e micuță rău de tot. Ia uite ce sobă aici frumoasă, fix lângă pat. Deci îți dai drumul la încălzire la sobă și stai, pardon, și stai foarte frumos în pat, așa, ia uite, poate vă lasă și cuvertura asta. Și uitați-vă cum e peretele. Deci, într-o cameră unde se face focul, peretele este așa. De ce credeți că e peretele așa? Și în funcție de răspunsul vostru, vă dați seama câți bani sunt de băgat aici. Da, deci este, într-adevăr, este, casa e, da, e pe lângă șaguna. Pe lângă șaguna vă ție saftul, faza e așa, parcarea e fix aici. Da, deci de o singură mașină. Deci ca să-ți vină camion, ca să-ți vină ăsta, ca să scoți tot rahatul ăsta de aici, trebuie investiție mare. Da, deci am intrat un picuț în zona de case care erau de vânzare și acum un an, și acum 2, și acum 3 ani. Ia să vedem. Așa, sunt Petru, Dârste. Ia să vedem. Deci astea sunt postate unde văd data anunțului. Pardon, mi-e un picuț fomică, zic, m-a pus să dau drumul la grătar. Nu văd, dar știu că e, deci ok. Ia să vedem. Data anunțului. 2022. Zimbăi. Da, deci în mai. Iunie, pardon. Ok. Curte mică. A, pe asta am mai văzut. E aia cu tab. Da. Să fie sănătoși. 107.000. Bun, pardon, 160. Casă individuală în Bartolomeu. 165.000. A, ok, și pe asta am mai văzut-o. Da, stupin, nu, triaj, nu, zona centru istoric, ci vind ăsta, nivel în vilă. Ok, frumos, 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 elegant, da, drăguț, drăguț. Ok. Arată bine, hai să vedem probleme. 196.000, asta e una din probleme, că cumpăr doar un nivel în vilă.
Parter unei case istorice. Două dormitoare, două băi, mică grădină proprie, acces la curtea comună. Ok. Număr locul de parcare, 1. Sincer, dacă e în centru și e nivel din vilă, o să aveți probleme cu locurile de parcare. Sincer, sincer, de-aia nu se vând. Deci toți care se duc, se duc să vadă chestiile astea, văd aceeași problemă. Ok, o singură mașină am unde parca. A doua, eventual, nu o găsești nici pe prima. Mamă, ce urcare aici. Deci, frate, și voi, OSB pe jos. Și Grecia asta pare a fi aia cu 400 de ani. Da, la fel și ușa. 119.000, ce fundă ăștia? Așa, oportunitate, investiție, dar investiție după ce mai investesc eu încă 40.000 de aia. Dai, 30.000. Pa, cartier cu străzi înguste de aici, nu. Fuck off. Curschei vostru. Casă și curte, Mihai Viteazu. Ia să vedem, casa are 120 de metri pătrați, curtea 300. Drăguț. Aici merge de sufragerie. A, nu, asta, aia, ok, asta e intrarea direct în garaj. Bă, ești nebun la cap direct în garaj. Drăguț. Drăguț, aici era biroul lui Doma. Nu, a fost ceva, da, ok. Ce fac cu parbriz auto? Da, ok. Acum, na, până mă uiți și o recompartimentezi. Nu e așa de greu să recompartimentezi. La 160.000, da. Acum, din nou, 160.000, asta nu mai vreau să mai văd. Sincer, nu mai vreau să mai văd case în schei, stupin, nu. Boscheți, stupin, nu. Casă, zona în curte, Brașov vechi, ia să vedem. Cum ar fi să-mi găsesc casa vecinului? Deja am doi vecini care ar vrea să vândă, dar niciunul nu vrea să recunoască. Bă, vindem o bucată de teren, las-o în sânge. Da. Ce ședie aici, mamă. Asta, deci uitați-vă aici, totul trebuie dat jos. Totul trebuie dat jos, nu aici. Sobelea de teracotă, la fel, da? Televizorul Gold Star sau Grundig cu tub aruncat și mai departe. Dar 165.000. Terenul cam mic, 3 camere, 2 băi, 2 bucătării. Da. Într-una din bucătării să mai faci un birou și mai rămas cu 3, încă 2 dormitoare. Sincer, na, nu e rău. Depinde unde este. Depinde în acea corp de casă demolabil. Perfect. Front la două străzi. Deci vă mai costă încă 5.000-10.000 să demolați. Acum, deci deja am devenit curios. Probabil că e la mine în zonă și oare unde este. Că... Da. Bine, uitându-mă la stâlpul ăsta și la casele astea, cu un pic de investigație, pot să găsesc unde este. Casa individuală la curte comună la 116.000. Ok, cameră de 20 de metri pătrați, bucătărie de 11, drăguț, drăguț. A, deci asta e sufrageria. Deci intrare pe aici, intri în bucătărie, baie, după care în sufragerie, din sufragerie urci sus și ai două camere care dai din una în alta. Bun, holul e aici. Da, deci trebuie cumva camera asta care are 9 metri pătrați. Nici nu știu, trebuie să mai faci o arcadă aici ca să poți să intri în... ba nu, shit, stai puțin, stai, că am văzut greșit. Deci, asta e scara, urci într-o cameră și pe aia... Deci, trebuie să-i faci copilului... da, trebuie să spargi cumva, trebuie să spargi cumva să faci aici. Să faci aici intrarea în holul ăsta. Deci, cumva să... din camera asta de 18 să faci cumva să spargi ca să intri direct, să ajungi de la partea sau în hol ca să aibă și copilul intimitate, să ai și tu intimitate. Acum dormitorul de 9 metri pătrați e micuț, sincer e micuț. Așa, mamă, 86 de metri pătrați lotul și are 50 de metri pătrați pe nivel. Mic, mic, dar și prețul e mic. Casa nouă fie nouă. Singur în curte, astră. Ia să vedem. 190.000. Fucking hell. Ok. Deci, asta e sufragerie. Așa amenajează unii sufrageria. Da? Deci un televizor micuț, o jegă asta de mobilă și a pus tapet și aia este. E așa stăteau. Nici nu cred că stăteau aici, că era închiriat.
Face de firmă. Că, mă rog, care dracuște. Da. Foarte dubios. Foarte dubios, dar pare măricică. Pare măricică, are niște chestii aici în spate. Zona Astra. Da. Dar la 190.000, să mă scuze, Valea cu Flori, nu. Zona Traian Tomis, a, e aceeași chestie. Aici e 189, aici e 195. Casa singură în curte, noua. Al cartier. Și mineu de ăsta am și eu, dar cu cărămidă. Nu am vrut alb. Dar asta o știu, o știu după o chestie asta, că e de vânzare de ani buni. Ce are cea probleme, de nu vrea nimeni. Deci aici e un dormitor de un copil. Uitați așa cum e holul ăsta. Hai că poți să, teoretic poți să treci. Vrei un televizor mai mare? Uite și are și ring din ăla de... Nu vreau să zic. Face un OnlyFans, poate fi o fetiță mică. Patru dormitoare, două băi. Deci are 90 de metri pătrați, patru dormitoare. Nici nu vreau să știu cât de mică este. Bun, ultima pagină, după aceea trecem în partea altă. Ia să vedem. Nivelul în vilă interbelică. Ok. Frumos. Vila interbelică înseamnă că mai greu cu renovările. Da, nu mi inspiră nimic. În schimb, asta, vilă cu trei camere în Bartolomeu pe 400 de metri pătrați. Ok, o știu, sala Cosmești. Da, o știu, pe Cosmești. E mișto, are un picuț de curte și în față și în spate. Aici e șina, în partea asta e stadionului și vis-a-vis este piața Bartolomeu. Deci eu mă intră pe aici și trebuie să-și lase mașina fix acolo. Ok, e doar o cale de acces. Și are și curte în spate, ceea ce, sincer, nu-i rău. Dar e renovabilă. Da? Deci uitați-vă cum sunt pereții aici. E renovabilă. Toate ușile trebuie schimbate. Eventual făcut o ușă normală de un metru lățime, nu de 3 metri. Și am impresia că este, da, este, deci uitați-vă un picuț, este, deci ușa aici, ușa aici, este vagon. Și vrei să faci dormitor și nu, dormitor cu trecere, deci probabil că de asta nu se vinde. A, și vrea 150.000 în iarnă pe ea. Și e pusă și la 180, ca să știți, și la 170 și la 180. Asta e aia pe care am văzut-o? Nu, e una din alea pe care le-am văzut. Da, de astea sunt ciobăneli, intrare aici, niște mizerii de astea făcute în schei. Deci uitați-vă și voi, deci tot amenajarea asta, băi, tată, rezervă-ți o săptămână și fă curtea aia frumos, da. Pe veliște e frumoasă, într-adevăr, dar vai de vai de. Deci uitați-vă puțin, stau așa pe canapea și se uită la televizor, cum? Unul în brațe de celuilalt. Deci au și, de asta de încălzire, au și sobă. Și aici la fel, deci uitați-vă ce înghesuit este tot. Totul este foarte, foarte înghesuit. Baia aici, lângă bucătărie, uitați-vă cum e foarte, foarte înghesuit și vor și 150.000 ce erau și înainte. E groaznic și teribil. Da, astea sunt nearanjate, centru istoric, asta o știu de mulți ani. Asta mai scăzut la preț, cred. Da, deci este... Cred că din chestia asta vă dați seama că este un picuț aranjată ciudățel și de-aia nu se vinde. Da, casă e 5 camere înduste, asta singur e de foarte mulți ani. A? Deci aici foarte frumos v-a arătat chifoi, că trebuie să avem priveliște când ne căcăm. Ce să joc cum e? E mansatat acum, da. Unde n-ai mai asta? A, e pe de mijloc. Da, ăla e pe de mijloc, pare? Așa pare. Da, ăștia sunt ceva agropolar. Este... Ia să vedem. De ce am impresia că... Da, o știu, e la același preț pusă de 2-3 ani de zile. Este MOV la intrare, în caz că vreți. Ia să vedem. Casă portabilă, regim hotelier. Da.
Așa, îți vând doar bucata asta. Doar bucata asta o vând. Și aici este, sunt asoprietari. Ai un apartament în curte, da. Da, uitați-vă și voi. Bine, na, e micuț. Și uitați-vă cât... Hai că aici e un picuț de spațiu, dar uitați-vă. Deci sunt atât de multe chestii aruncate în apartamentul ăsta, încât îți dai seama că atunci când s-o cumperi, că n-ai loc. Că na. Ăsta e lăsat în paragină, n-au avut timp de el, n-au avut timp nici să tundă iarba. Wow, ce groaznic arată. Din nou, aici, aprinde pe toată lumina. Aprinde, folosește un telefon să luminezi și cu al doilea telefon faci poza. Ce ați putea face aici, în afară de un spațiu de depozitare? Ce ați putea face? Nu știu, bucătărie. La fel, deci toate astea aruncate așa, n-au mai apucat să mai dea și o lavabilă pe el. Cumnata mea mi zice la mulți ani că a zis Sfântul Adrian. Asta am văzut, gata, ok, gata cu imobiliare, zona Bartolomeu. Asta, ultima până după aceea ne mutăm pe OLX, să nu fim frumos. Mamă, deci ce mare e gardul, uitați-vă gardul ăsta, oare are 3 metri? Oare de ce ai simțit nevoia să spui gard de 3 metri? Și uitați-vă câte de-astea de stocare au aici. Pentru că sunt multe chestii și, ok, bibliotecă, frumos, birou, așa. Și am zis de-astea de stocare, frumos, frumos. Sincer, nu e rău. Nu e rău, dar e în câmpul. Deci nici nu trebuie să vezi mai mult de atât, să-ți dai seama, deci mai mult de atât. Atât trebuie să vezi. Deci fix în zona asta trebuie să vezi, să dai seama că e în câmp. Nu sunt copaci crescuți în zonă. Mi-a plăcut asta, mozaic, așa, mi-a plăcut soții. Păsamie de cum arată, dar ok, mie îmi place asta. Mie nu-mi place, ok, bine, cum? Da, nu mai pot eu. Așa. Reședință, casă de vacanță, pensiune, casă de încheiat sau investiții garantată. Sigur că investiții garantată în la porumb. Ok, astea sunt, sortează oferte după tine, cele mai noi. Da, 70-200 de metri pătrați, 3 sau 4 camere mai multe, se vinde fosta gara nouă, asta nu, refuz să o văd. Asta tocmai am văzut-o. Proprietar, 7 camere, terasă, beciuri. Ia să vedem. Mamă, ce... Nu știu ce nu merg tastele pe OLX să dau poze din taste. Deci au masă afară cu șumea frumos, în spate aici cu iarbă de aia artificială. Da, deci poze sunt făcute cât să nu vezi nimica din poze. Și planul ăsta la fel. Bine, probabil că eu l-aș putea descărca să mă uit să văd mai bine în el. Dar un om normal nu. Și fix asta, e făcut fix așa. Casă individuală arată în câmp, casă Brașov. Ia să vedem. Crezi că nu-ți avem IC. Da. Ok, pentru că el a un pic scăzut, are un X4 decent. Dar n-am avut timp să coordine prin casă, televizor mare, decent, frumos. Da, urât arată mobila asta. Asta e restul sufrageriei. Și are și un aici, ia uitați-vă aici în dreapta. Da, deci are și un ăsta de încălzit. Pentru că are aici caloriferul, văd. Da, și aici unul. Deci are loc de luat masa, canapea și televizorul în aceeași cameră mică. Asta e de un fel, asta e de alt fel. Și bărând faptul că e și strâmbine pe de altă parte la cipredele, băi, sunt așa de proaste astea făcute. Da, când am și unul și după 3 luni de zile s-a focat dracu. 6 luni, hai! Cere bicicleta în casă pentru că nu are loc fără de ea. Deci uitați-vă un picuț. Aici e o canapea și la un metru este șifonierul. Și aici sunt scările. Nu înțeleg logica. Iertați-mă pe mine, nu înțeleg logica. Foarte frumos plante în baie, da? Aici același lucru. Și încălzitor din ăsta. Uitați cum se cheamă chestia asta. Așa, micuț. Da. Aici alt dormitor micuț. Ok. Ia să vedem. Corp de casă și vrea 200.000 pe el. Fuck no. Da, corp de casă. Bă, ești nebun la cap. Deci, problema faptul că arată ca naiba și, mă rog, e ghesuit, atât.
Casă pe lungă. Pompă de căldură, astea sunt afară, ăla și nu interesează. Casă pe lungă. Ok. Bucătăria, aragaz. N-aveau hotă. Da, deci a fost curățată pentru... Știți, am impresia că a fost, e ceva sediu. Așa pare a fi, a fost sediu de ceva. Da, foarte puține poze. 95 de metri pătrați. Sincer, dacă este așa de mică, sunt minim 5 curte. Zonul vile noi porumb. Dă-ste, pe asta am mai văzut-o, cred. Pe asta am mai văzut-o, pe asta am mai văzut-o. Stupin, nu. 5 case. Deci asta e pusă de 4-5 ori. Da, asta am mai văzut, asta am mai văzut, am mai văzut-o, case în câmp, două proprietăți, pe două nivele, intră separat, rezidențial. Ok. Calea Păienii. Ok. M-am asigurat că nu e în câmp. Ok, deci e o vilă drăguță, ba da, am mai văzut-o. Da. Deci asta este o cameră. Uitați-vă, asta este o cameră. Pui un pat, unul ăsta și pe... ei n-au pus mai mult. De ce? Pentru că nu era loc de mai mult. Știi, dar vă puteți spune dumneavoastră, vă vorba doamna Mihaela la case bune, vă puteți spune dumneavoastră, da, dar unde? De ce nu și-a pus proprietarul anterior? A, păi stați să vedeți că avea o durere în fund. Exact. Exact. Ia să vedem, casă de vânzare direct proprietar. Casă dârste. Nu, bursei nu. Locuit și depozit. Casă deosebită, zona Star. Casă nu, astea sunt în câmp, două corpuri de casă în schei. Nu vreau ultracentral, sincer, pentru că am o mașină, atât. Am o singură mașină și n-am nevoie. Corp de casă, zona central, că le deschid pe toate, că se deschid ca dracu, că și din cauza stărului de securitate și așa, fânului stupin, nu, zona Traian Tomis, nu. Casă nouă, singur în curte. Asta sunt curios dacă e tot aia. Casă parter, 3 camere, 180 de metri pătrați, duplex stupin, nu, casă stupin, nu, casă să se așa, asta mai văzut-o. Cu cât derulez mai mult, cu atât îmi aduc aminte că mai sunt case pe care le-am văzut. Case în Liziera, băi, asta, de fapt, mutați în Liziera. Promovat case, construcție, nivel de vile interbelică, nu, aia verde, nu, că e de vânzare de 2 ani de zile și sigur are probleme de nu vrea nimeni. Deci nu sunt, majoritatea sunt în boscheți. Asta că are o poveste interesantă, asta va mai povesti de ea. Ia uite, deci aici fix se vede, nici nu trebuie să dai click, se vede din poză că e în câmp. Asta am povestit de ea, asta la fel, casă cu flori, fix faptul că e cu flori mă interesează pe mine. Știi că cele 6 flori dau 20.000 de euro în plus pentru ea. Dar asta verde de vânzare, nici mai dau click pe aia că de vânzare de am bun și se schimbă la preț. Sunt ei steți, deci nu vinzi 20, nu vinzi 2 ani sau 4 ani, sigur prețul e problema, hai să mai mărim prețul, hai să mai micșăm prețul. Deci numai că deja avem cât? 48 de minute, hai totuși că poate aveți și voi treabă. Da. Privat Andrei, casă de vânzare de proprietar, ok, pe asta am mai văzut-o cu termopanele astea vechi. Da, și pe asta am văzut-o. Deci intri în birou, slash, da, ok, nu era. Asta am mai văzut-o cu gardul ăsta și cu mobila asta. Uite un Subaru parcat în față. Proprietate în zona centrală, locuință de post birou, 198.000. Foarte drăguț. Știți ce? După cum arată gardul ăsta și după cum arată asta, vă dați seama cât de distrus o să fie pe interior. Da? Deci, doar după asta. Uitați-vă aici cum a fost cărpit și cum arată ușa asta. Mă dă o măsă, că e un leu cărămidă. Te și cumperi, nu vrei să cumperi cărămidă, te duci și cumperi, cum îi spune, te duci și cumperi becea și faci cu becea, că la becea e mult mai ieftină, astup mai bine, dar nu lași mizeria de ușa. Aici este un, da, cineva a avut un atelier aici și o mașină ascunsă, da, foarte frumos. Dar să dai 198.000 pe 3 camere,
Deci fii foarte optimist, pentru că te mai costă, deci, 40.000 ce am văzut acolo, minim. Ok, casă de vânzare în zona stat, 200 de metri pătrați. Ah, ok, este aia drăpânată. Da, asta e de vânzare de ani, de ție, duceați-vă. Nu știu, a fost ceva, pentru că asta e anii 30. E foarte, deci aici, la, din nou, 200 de metri pătrați, încă 100.000 mai costă renovare. De-aia nu se vinde. Ca două corpuri de casă, singur în schei. Da, deci două corpuri înseamnă două intrări. Uitați-vă ce înghesuit e totul. A, nu mai gust. Nici n-are rost. Și asta la fel, două frigidere. N-a vreo bani, un frigider mai mare. Uitați-vă numai cum sunt ușile. Deci de aici trebuie să vă dați seama, aproape de strada lungă, o curte cu mai multe imobile. Minim 5 proprietari. Hai să vedem. Poate găsim. Da, deci lustre vechi, uși vechi, mobila antică. Combinăm, masă de luat, masă și niște șifonieri, pentru că n-au locuri de depozitare. Deci asta e și eu când m-am mutat, primul loc, hai să ne facem niște, de barale, să vedem unde punem toate chestiile pe care le avem. Trebuie să fac aici, coșul de gunoi, așa, și toate sunt una între alta. Deci nu poți să te apleci un picuț să scuipi în chiuvetă, că te lovești de mașină în spate și are și sârma de rufe aici. Bun, așa. Pifință. Așa trăiesc oamenii. Știți că am pus pe bloc chestia aia. Așa trăiesc oamenii, să știți. Casă nouă singură în curte în Bartolomeu. Asta e curtea, apropo. Deci sunt oameni care sunt niște din asta de vânzare, unde chestia asta e mult mai mică. Ca să ai un picut, adică să ai iarbă verde. Sunt oameni care spui, nu odată, lasă, scoate tot și pune mochită din aia artificială ca să nu iarba aia. Dă-o mai bine, chinui cu ea. Și fix de asta am vrut să, eram curios. E casă înșiruită, pot să mă uit unde este, dar nu e într-o zonă bună și nu. Mă rog, nu e într-o zonă bună, nu e într-o zonă. 180.000, casă pe parter, 3 camere, 600 metri pătrați de teren, o drăguț, frumos. Birou în sufragerie, dar birou e foarte mic, deci nu stăm mult la el. Așa, canapeaua măricică, drăguț. Acvariu, drăguț. Frigider măricel, da, oh, shit, e bucătărie deschisă. Da, ok, I can live with that. Ce mic e patul ăla mic. Și televizorul la fel. Da, măcar, uite, i-au pus un birou mai... Bă, și faza este așa, deci uitați-vă aici, asta e. Unde ține 5G de iarnă? Unde ține hainele de iarnă și de vară? Deci, oamenii ăștia n-au stat în casa asta, nu s-au gândit. Că ai nevoie de un șifonier mai mare. Frumos. Hai, cam înghesuit aici, da. Merge. Și spațiu mare. Da, frumos. Lejer, bani, loc de două mașini. Adică aici s-au investit ceva bani. Ia să vedem. Este, da, e la porumb. Este la porumb. Deci nu se vede niciun copac pe stradă, nicio parte, porumb. Și mai vă mai arăt ceva aici, ca să vedeți două chestii. Două chestii vă arăt aici, doar două. Unu, ce credeți voi că e hornul ăsta? Exact, nu-s gaze în zonă. Bun. O să, știi care e faza? Poate ai noroc de niște vecini care nu ard rahaturi. Dar poate ai noroc de niște... Băi, aveam un vecin la un moment dat, stând într-o zonă de gaz, avea magazie. Și avea magazie, avea atelier și repara diverse chestii. Și în momentul în care era iarnă și avea treaba acolo în atelier, bă, ardea OSB, ardea, făcea rost de cherosen, bă, și puțea, zice că ai dat foc la casă. Deci poate aveți noroc de vecin care ard doar lemn și nu ard alte prostii. Și a doua chestie, ziceați-vă, și omul și-a făcut ditai căsoiul și pe care și-a dat seama, bă, mai am nevoie de o magazie foarte, foarte mare. Asta e vecinul, da? Deci așa s-a gândit el. Întrebarea este... Dacă atât l-a dus capul la faza asta, ce alte fușiere a mai făcut și cât de greu o să aveți viața cu el? Da. Hai, încă două. De fapt, acolo sunt pe aia ultima. Asta, am văzut-o, este atelierul cu Subaru la poartă, da? Foarte frumos. Din nou, eu, sincer se pot face minune aici, dar nu la prețul ăsta, cât vrebuie. Nu la 190, dacă mi-o dă la 120.000, o iau, mai înalț mansarda un picuț, fac niște chestii, poate dărâm jumate din magazia aia și se poate face chestii, dar nu la 198.000, cam așa. Asta,
E la vânzare 135, 150, 165, am văzut-o și la 170. Deci este o casă cu foarte mare potențial. Dar, din nou, e cineva care trebuie să vadă, să aibă viziune, să vadă potențialul ăsta. E frumoasă, e, uitați, frumos, nu știu ce, uitați priveliștea. Da? Deci e o casă cu, o casă mișto de tot, nu știu dacă și dacă partea asta este totală, te faceți abstracție de cablul ăsta, dar e o casă cu foarte mare potențial. Dar, din nou, trebuie văzut și trebuie, din nou, ce înseamnă potențial pentru mine, poate nu înseamnă potențial pentru voi și așa mai departe. Deci asta e. Și are teren micuț, în schei, dar e în schei într-o zonă de asta unde am impresia că sunt parcări în față. Ia să vedem, zice. Da, cam asta a fost. Dar ce vreau să zic este că, băi, sunt, nu știu, 90% din casele pe care le pândeam anul trecut sau cu 2 ani de zile sunt în continuare de vânzare. Unele, cred că jumătate din ele sunt cu prețuri schimbate. Și aici unii au mai lăsat la preț, unii au mai mărit prețul. Știți, e chestia aia, hai să măresc ca să am de unde să las. Și sunt unii care au același preț. Dacă te duci și le spui, bă, îți dau cu 20% mai puțin sau cu 30% mai puțin, îți pup pe picioarele. Știți? Deci de asta sunt case unde omul încerca să o vândă la 130, n-a reușit să o vândă, adică omul care vrea să o cumpere s-a răzgândit și ăsta i-a mărit prețul. Și, bă, dar de ce ai mărit de la 130 la 150? Păi ca să am de unde să las, eu dau omului cu 130 să fie și el bucuros. A, ok, e un plan bun. Și te-ai gândit că la 130 ai avut un singur client și pe ăla l-ai ratat, dar o să ai succes mai mare la 150. Da, ok, bun plan. Încă un mesaj de la mulți ani. Da. Ce vreau să vă zic? Aceeași sfatul ca și dar, cred că trebuie să fiți foarte reci și foarte calculați cu banii voștri. Nu vreau să zic acum iar că data trecută mi-am luat în jurături că am zis de Andreea Balabanca. Femeile sunt mai emotive, voi trebuie să fiți, bărbații trebuie să fiți mai reci și mai deciși. Adică trebuie să, chiar dacă e o cumpărare emoțională și vânzătorii știu asta și apasă toate pedalele, voi trebuie să fiți reci și calculați. Reci și calculați, adică la modul... Ce, cât vrei pe casa asta? Dai 170.000, dar îți dai 130. Știi? Și nevastă o să spună, ai mă, iubi, că e prea puțin. Nu, lasă așa. E serios. Așa se calculează. Și așa să îi dai, dacă îi dai 50%, ai, nu, teoretic 50% e muism. Dar îi dai 60%. Îi dai 60% că poate vă întâlniți la 70% sau la 75%. Dar nu să-ți dea el acolo o reducere de 5% și tu să spui, săruna conașe. Nu așa funcționează piața în zilele noastre. Imobilele sunt supraevaluate, materialele de construcții sunt la un preț imens. Eram în negocieri cu un domn care să cumpere casa mea și nu s-a hotărât între timp și pare rău acum, pentru că eram într-o stare mult mai bună decât ce a cumpărat. A cumpărat o casă care nu era într-o stare bună și calculele lui erau, el lucrând și oarecum în domeniul adiacent, erau pe la 20.000 să facă renovarea și acum e la 40.000, că da, ne mai întâlnim în cartier, e la 40.000 și încă n-a terminat. Că spune, bă, nu mai am bani, nu mai am bani de băgat și mai am de băgat și mai am de făcut și mai am ce. Și zicea că, bă, o să se mute așa cum este, că nu mai poate să mai stea în chirie, că se apropie iarna și ar vrea și el să vândă și așa mai departe, că stă la un apartament mic și... cumva se mută și mai rezolvă din chestii după ce se mută. Ceea ce știți și voi cum se întâmplă. Nu e un eveniment neplăcut, dar din nou, gândiți-vă, deci, calcule cu sânge rece de oameni care se pricep 20.000 pe o renovare și la cât au sărit prețul la materiale să te coste 40.000 și să încă să nu termini, e groaznic. Același lucru, gândiți-vă, mă rog, e chestia asta cu inflația, că aici deja hai să intrăm în alte discuții. Discutam cu cineva pe tema asta și zicea, se bucura că a primit 8% mai la salariu. Zic, bă, dar tu înțelegi că prețurile la orice au sărit între 20 și 40% minim? Dar am văzut că s-au scumpit. Da, adică, fix asta este. Deci costurile tale la orice au sărit între 20 și 40% și tu te bucuri de 8% mai la salariu?
N-a reușit să facă legătura. N-a reușit să facă și să... Din nou, chestia asta e un lucru bun, sincer, dacă aveți cash. Nu, deci aici, îmi cer scuze, nu vorbesc cu oamenii cu rate, nu vorbesc cu oamenii care au... nici nu știu cum să zic, oamenii care vor să se bage la un credit și sunt strânși cu ușa. Știți? Oamenii care vor să ia rată 50% sau știi și pe care după 2 ani de zile mai sunt de aia. Își iau rată cu dobândă fixă pe 2 ani sau pe 5 ani și după ce se termină aia 2 ani de zile, rata se dublează și ei încep să chițe. Dar deci, ăștia nu sunt, adică luați-vă o rată 30% maxim, ca să, în caz că se mărește, să aveți de unde e. Așa. Deci oamenii cu sânge rece și oamenii care poate să negocieze și așa sunt oamenii care au bani. Poate n-aveți totul cash, poate, dar oricum, când ai cash, poți să faci mișcări. Când n-ai cash, stai și aștepți și te chițălești pe lângă vânzător și zici să rămână dacă îți dă 5% reducere. Și de-aia sunt multe imobile nevândute, că așteaptă majoritatea așteaptă fraierul care să le dea bani. Și surprinzător, dacă nu găsesc, dacă tu te duci cu coaie mari și spui, da mă, îți dau mai puțin, mâine. Mâine merge la bancă să fac transferul. S-ar putea să nu se moaie pe loc, s-ar putea să moaie peste 20 sau peste 30 sau după ce mai are încă 10 vizionări. Dar revenind, nu vă mutați în exterior decât dacă sunteți foarte, foarte siguri. Odată că vreți să aveți probleme cu canalizarea, vreți să aveți probleme cu utilitățile și vreți să fie noroi. Prietenii noștri care construit dincolo de centură au aceeași problemă de 5 ani de zile. Sunt vecini care, păi eu am luat terenul, nu vreau să construiesc, acum o să construiesc mai târziu. Și nu vor să cedeze din stradă. Și pentru că nu se cedează din stradă, primăria spune, da, eu nu asfaltez nimic, nu pun strâmb de lumină, nu nimic. Și sunt de, nu știu, cred că vreo 10 case, stă în câmp așa, aiurea, cu generatoare, cu panouri solare, cu vai de viața lor. Deci nu vă luați în situații de genul ăsta. Am văzut și sunt pe un grup de ăsta de... nu pot să vă arăt acum Facebook-ul, sunt pe un grup de ăsta de vânzări și tot la fel, sunt de vânzare terenuri și am văzut la un moment dat un anunț, un om spunea, bună ziua, terenurile pe care le vând, uitați, lăsăm drumul atâta de servitute, așa s-a decis și nu știu ce, și la care a comentat unul, păi ce, eu fraier să donez terenul meu primăriei? Da, coai, ca să ai drum asfaltat, pe unde vrei să treci? Dar așa sunt oamenii stâmpiți și nu vă puneți în situația de a nu fi drum, de a nu fi, adică, da, zonele astea, nu știu. Am vorbit deja o oră în continuu. În zonele astea de, la izvor acolo, la Varea cu Flori, bă, arată ca dracu, sunt înghesuite, dar măcar sunt străzi și jumătate din ele sunt asfaltate, că cât de cât oamenii au lăsat, sunt unii că... Bine, e aceeași problemă, cu, având loturile mici, nu și-au lăsat loc și de mașini toți și e greu să te corpi între mașini, dar e posibil și se poate face mult mai bine decât în zone de-astea unde au fost lăsați de capul lor și fiecare a făcut cum l-a tăiat capul. Ceea ce, sincer, nu vă doresc. Adică nu vă doresc să fiți într-o zonă unde a făcut fiecare cum l-a tăiat capul și a rămas așa. Cam atât.